Curățenia de toamnă nu trebuie să fie o povară, ba dimpotrivă, vremea se menține încă plăcută, iar asta va ajuta în procesul de renovare și curățare a locuinței. Iar dacă apelezi și la anumite trucuri, vei constata că vei termina curățenia și mai repede și mai ieftin. Iată trucurile gospodinelor adevărate în privința curățeniei. Conform playtech.ro, unul dintre trucurile de ajutor în curățenia de toamnă constă în organizare. Astfel, înainte de a te apuca de treabă, fă-ți mai întâi un plan de unde începi și unde vrei să termini, la ce vrei să renunți și la ce produse folosești. Ia apoi cu tine toate ustensilele de care crezi că ai nevoie pentru a nu fi nevoit să mergi dintr-o cameră în alta și să pierzi timp. Un alt truc important al gospodinelor este utilizarea bicarbonatului de sodiu și a oțetului în bucătărie. Bicarbonatul de sodiu este un produs ieftin, dar foarte eficient în procesul de curățenie. El are abilitatea de a dezinfecta suprafețele, de a îndepărta petele și de a elimina grăsimea. Poți folosi bicarbonatul de sodiu în încăperi precum baie și bucătărie. El poate îndepărta resturile de săpun, petele de umezeală și alte reziduri. Bicarbonatul de sodiu te ajută și la curățarea covoarelor. Pentru a prepara o soluție specială, amestecă o lingură de bicarbonat de sodiu, un sfert de pahar de oțet alb și o lingură de detergent de haine. Amestecă ingredientele și pune-le apoi într-un pulverizator de geamuri. Pulverizează produsul direct pe covor, lasă-l câteva minute și apoi freacă cu o perie de covoare. Apoi pregătește într-un lighean o soluție de apă călduță și puțin oțet. După ce termini frecatul covorului, ia o cârpă curată și înmoaie-o în apa din lighean, apoi șterge covorul. Și cuptorul cu microunde din bucătărie poate fi curățat cu ajutorul bicarbonatului de sodiu, care va acționa și ca un odorizant, eliminând mirosurile neplăcute. Bicarbonatul de sodiu te ajută și pentru curățarea altor aparate electrocasnice, cum ar fi frigiderul, dar nu numai. Îl poți încerca și tu, relatează Playtech.